Salutare, oameni buni! Eu sunt Adrian și bine v-am găsit la un nou episod de SAM pe serverul de Bizon. N-am mai filmat de o săptămână și ceva, cred, sau două, nu mai știu exact, un gameplay. Și am zis să filmez în această seară deoarece am un War for Fun, o activitate cu facțiunea. Între noi, facțiunea noastră, Totra Company și SAM Fiero Taxi, da. Este într-o locație specială. Draco ne-a dat get here. Stai să văd ce mai zic ăștia pe chat aici. Așa. Și bă, la această activitate cine moare este liber. Deci sper să nu mor repede. Să pot filma măcar un minut sau două. Nu mai vorbiți aiurea. Așa. Mișcați-vă. Să mă mișc, da. Bun. Bă, eu n-am nicio armă. Bănuiesc că o să ne dea dracu arme la toți. Gro. Așa. Ia stați puțin. Așa. Așa, așa. Să-mi închid aici niște programe să nu am lag. Așa. Bun. Așa. Știți vorba aia? Aia cu bubnița. Bă, v-aș spune povestea aia cu bubnița. Știți povestea cu bubnița? Știți? Păi bubnița aș... Am gât de copil. Căutați acolo, dați un share pe YouTube. Povestea bubniței. Vine 18 plus, da? 18 plus să fie. A, bă, până încep aici, să dau un tog, am tog la news, ok, la event, nu vreau la event, la chatul alianței l-am închis deoarece făceau spam ca handicapații, auleu, deci era un spam rău de tot. Am primit și armă. Bă, deci ador skin-ul ăsta de Alan Walker. Dacă îl vreți, îl las. O să-l las în descriere pentru voi. Uitați cât de șmecher arată. Da, să mă ridic așa să... Ah, am primit și Deagle, e bine. Deci numai Deagle și M4, cred. Oh, ma, belea. Așa, deci acesta este skin-ul. Are și cagulă, are și mănuși de alea șmechere fără mâini. Fără mâini. Fără degete, am vrut să zic. Așa. Dar faza e că nu-mi place în FPS mod. Mi se vede într-un fel, mi se văd așa particule din față. Da. Deci aici, alea două mijloc, de la față, de la glugă sus acolo în partea aia cu negru, așa. Mă rog, asta nu-mi place la acest skin, în rest este foarte șmecher. Da, se pare că noi o să stăm în partea asta. Am primit și armură, trei arme și ceilalți se duc în partea cealaltă. Bun. Să văd dacă mai pot să trag. Bă, sper să nu mor din prima dreacu. E, în fine, dacă mor din prima, asta e. Asta e situațiunea. Regulile sunt simple. Noi să tragem în cei din San Fierro Taxi și să nu tragem în noi, atâta tot. Bun. Și da, cine moare e liber. Ia să văd cât suntem, se pare că 23 din 46. Da. Am văzut că mai erau... Ah, da, hai că suntem toți, e bine. Mai erau unii afecap acolo prin HQ, dar se pare că au revenit. E bine. Hai că suntem 23 din 46. Salutați YouTube. Sper să nu fie un spam prea mare, deoarece mai vorbește și Paul pe aici. Așa. Rajbi.
Și Denisa te iubește, Laura. Denisa, salută-o pe Laura. Că filmez. Da. A zis că te iubești. Bun. Terminați, bă, sunteți turci? Nu, bă, noi suntem români. Bă, de ce super șmeche skin-ul ăsta la dor? Să mor eu. Nu-mi dați seama ce culoare. Verzi sau căprui? Mă rog, nu mai contează acum. Da. Sunteți tu să mai trageți? Bă, ai zis ceva să ne ascundem sau? Oră. Stau și eu pe aici, nu mai contează acum. Că oricum, cred că nu o să dureze mult la mine. Cum găsesc? Nu o să spun aici pe chat-ul clanului să salute YouTube-ul, deoarece o să facă spam prea mare și mie să nu înjure și... Da. Mai bine rămâne un mister. Ia, frize ca asta, da, ok, am înțeles. Deci o să primim frize. Sau ceilalți au primit frize. Eu n-am primit... Ah, da, stați, eu sunt... helper, cred, și de-aia n-am primit, în fine. Oricum, nu. N-o să trezi. Așa. Băi, că tot veni vorba. De fapt, na, n-a venit vorba, acum aș vrea să aduc vorba. Dacă tot... așteptăm aici până să înceapă. Aș vrea să vă întreb ceva. Băi, mai vreți să apară episoade din seria Bizon Challenges? Ei bine, o să las un link în descriere către clipul unde o să puteți pune din nou provocări. Adică, mă rog, mai multe provocări, deoarece am doar câteva și aș vrea să am vreo 20 ca să fac următorul episod de Bizon Challenges. Și sper să apară luna asta sau cealaltă, nu știu. Sper să apară episodul Bizon Challenges, numărul 19, cred. Da. Eu stau aici ca un laș, deoarece sunt un laș în esența mea. E unul aici, dar nu știu, ăla e Draco sau ce naibie. Mă rog, hai că o să plec și eu frumos pe aici. Nu merge aici? Nu. Deci v-am zis, dacă vreți provocări, episodul cu provocări, o să vă las un link în descriere către episodul cu numărul 18 și lăsați în secțiunea de comentarii al acelui episod provocările. Bă, deci ăla stă exact în spatele zidului și nu pot trage în el. Ia, dacă trag, uite, vedeți? Trag exact în el. Da. Ah. O să încerc să ajung acolo, ia să. Nu cred că pot să ajung acolo. Să ajung aici așa. E imposibil, că ea cred că o să tragă mine ca drag. Uite, deci nici ei nu pot să tragă, vedeți? Bă, cred că e câștigat clar ăsta din noi, deoarece noi am făcut rush și... Așa... Nu, 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 nu! Trebuie să mă concentrez aici frumos. Să mai vină noi pe aici. Mă duc și eu repede acolo să-i ajut pe
Mamă, instant iau ăștia. Ia, pot să... pot sări aici? Hai că merge să sar. E clar că ăsta o să fie câștigat. Nu merge să sar, ce drag. Da. What the fuck? Da, i-am cam rupt, bă. Am cam câștigat, clar. Eu n-am făcut niciun kill, drag. Noi cred că am fost mai mulți decât ei. Cred. Puteți să vă dați seama uitându-vă pe la început, pe acolo, când eram toți aliniați. Eu nu prea am fost atent să văd cam cât sunt cei din San Fierro. Mă rog, cred că am fost mai mulți decât ei. Bă, am luat 200 de K. Adică facțiunea a luat 200 de K. Și asta e bine, deci cred că, na, ca fiecare vă 10K sau 5-6K la fiecare, gen. Felicitări. Bă, măcar am contribuit și eu la ceva. Am reușit să trag și un 2 jucători care se aflau pe aici. Dar cred că le-am luat doar armura, mă rog, trăgând-o mai de acolo. Nici ce. Am câștigat. Așa. Suntem aici, am ocupat zona. Uite așa fac eu pe teritoriul lor. Așa. Bun. Bă, ce naibii fac ăștia, mă? Salve militare. Hai că trag și aici în sus. Bun. Și acum o să dau. Mamă, dacă încep ăștia să înjure. Nu e șef. Așa. Dar panara mea rău ăștia din ultra sau. Bine, hai că ne-au scos armele. Bun, și se pare că am câștigat. Bun, perfect. Acum ce dracu facem? Cicărip. Lol. Bă, ce dracu... bă! Ce se întâmplă? Ce face? E un mor. A, pf. Gata, infarct toți. ce a făcut best, naibii. Bun. Acum ce facem? Cred că acum suntem liberi, nu? Unde dracu Infernus? Așa, Infernus la snotul. Bă, sper să fie pe aici. Căcat. M-a spawnat la casă, la picioare. Da, da. Suntem liberi. Ok, bine, hai că o să iau repede, dau FBS, iau utility, așa. Bă, dar unde dracu mi-a spawnat utility? Da, acolo. Bun. Așa. Mi-am pus mâna în cap să-mi bag picioarele. Utilitirere. Bă, cum se poate așa ceva, frate? Aoleu.
Da, bănuiesc că voi... ați făcut pe voi de râs când ați văzut asta. Mulțumesc mult, Laura. Ce m-aș face fără tine? Bă, zici că mă vărs, dracu. Îmi place mult pedul ăsta, parcă mă vărs. Aaa, am uitat să dau spawn change. Bă, frate, ești nebun. House. Kill. Vreau kill. Așa. Bă, așa, bun. Așa. Acum, în sfârșit, stă acasă. Windsor. O să iau Windsor-ul, deoarece abia l-am cumpărat ieri din dealership și să-i fac și eu niște kilometri, totuși, să mă prind cu ea. Da, azi dimineață am reușit să fac pe la ora 10 și ceva, cred. Chiar am avut noroc, am mai avut 5 puncte la avocat să fac și ajungeam la skill 3 și chiar am avut noroc de dimineață că am găsit mandate și am făcut skill 3 în sfârșit. Acum am de făcut 100 pentru skill 4. Ei bine, o să iau o pauză la avocat și m-am apucat de drug dealer, după cum puteți vedea. Azi am făcut vreo 20 de ture, adică am vreo... având 10 înainte, acum am 30 din 50 și mâine sau poi mâine cred că o să termin la drugs și fac skill 3. Da. M-am gândit să fac skill 3 la drugs deoarece pe lângă bănuți, că nu știu pe dracu iau în jur de 1200, ceva de genul, așa, cupon premium pe fiecare tură, m-am gândit că poate o să-mi fie util pe viitor. Că de la skill 3 plus pot lua droguri. Nu mai știu câte droguri pot lua la skill 3, în fine vreo 10 sau 15, ceva de genul la fiecare oră. Însă așa că, na, poate o să-mi fie util cândva să iau câteva droguri, să le vând, na. După ce termin la Drugs Dealer skill 3, aș vrea să mă focusez pe Arms Dealer, să fac skill 5, dar nu știu cum... Că eu o să fiu plecat. Știu, și nu știu cum voi juca. Sper să nu iau de sync pe acolo. În fine, dacă nu voi face când voi fi acasă sau o să pot amâna Arms Dealers-ul până la următoarea vacanță pe care o să am sau în vară aș putea să fac Arms Dealer. Deoarece vreau neapărat skill 5 la Arms Dealer să pot să-mi creez eu arme singur. Și da, aia e. Acum aș vrea să vă cer o părere, deoarece aș vrea să fac din nou bani pentru o următoare mașină. Și n-am idee ce mașină. Bine, am 3 idei în cap, așa, am 3 mașini în cap, dar să vă întreb și pe voi cam ce ați vrea să vedeți la mine în garaj. Ia uitați și pe Adi pe acolo. Da. De exemplu, eu am acum 11 mașini. Și încă 3 sloturi, da? Și am așa, am Windsor, Hot Knife, Rancher, Savannah, Bullet, Sparrow, așa. Mi-am luat mașina asta deoarece cu mașinile astea nu mă plictisesc. Nu-mi băgați acum Sultan sau Turismo sau Senki, pentru că mie nu-mi plac mașinile astea pentru că, sau NRG, pentru că mă plictisesc foarte repede la ele. Deci mai mult de o zi sau două nu pot avea mașinile alea. Mă plictisesc pur și simplu de ele. Bun. Nu-mi plac. Parcă tot serverul au mașinile alea și chiar îmi place. Așa, hai să vedem. Să vă arăt repede că nu o să țin mult episodul. Chiar mă gândeam că o să țină... Să bagă aici pinul. Bun. By vehicle. Chiar mă gândeam că o să țină mult, dar uitați că am câștigat destul de repede și na, nu o să dureze foarte mult acest episod. Da, deci mașina pe care aș vrea eu să mi le cumpăr, mă rog, una dintre ele deocamdată, ar fi Comet. Nu-mi place cum arată deloc,
Dar se mișcă foarte bine, deci are voie să-mi dea momente 2 când dă. 3, așa. Comet, prin 184, așa. Sau Zere, 350, și asta e unică și este destul de... Bă, na, hai să zic, sincer, nu prea îmi place botul ăsta, zici că e balenă, dar îmi place că este o mașină destul de unică pe server. Sunt foarte puține, sunt în de 15-20, cam așa în fine. Și e unică datorită farurilor astea, ăstora, deci chiar sunt mișto. Așa. Cred că a avut prima dată. Așa. Deci Comet, ZR sau... Da, nici asta nu-mi place culoarea, dar îmi place foarte mult aspectul. Da, deci sau Super GT. Una dintre astea trei aș vrea să cumpăr, dar nu știu pe care. Deci nu-mi place culoarea la mașina asta, dar... Na, e super șmecher, arată super bine. N-am ce să comentez la aspect. Așa. E, și handling-ul este puțin cam prostuț, deoarece e cam alunecă, dar asta e partea a doua, mă descurc la condus. Da, cam din astea trei aș vrea să-mi cumpăr una. Deocamdată, și iar pe parcurs poate o să le cumpăr pe toate, nu știu, văd eu. Cât îmi permite și mie timpul să muncesc. Ei bine... Ei bine, eu o să închid aici episodul. Dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul de like și pe cel de subscribe dacă sunteți noi. Cred că săptămâna viitoare o să postez povestea mea în clan. Sper să vă placă această serie nouă pe care, la care v-am gândit de vreo 2 săptămâni. Așa, și anume Bison Story. Așa, mă, porumbeilor. Da, deci sper să apară episodul povestea mea în clan. Cu voi a fost Adrian și let's play together. BAFTA! I'm so in love with you.